Salutare, eu sunt Claudiu Ciobanu și în acest clip îți voi spune cum am ajuns să colaborez cu Andy Popescu. Sunt oameni pe care îi urmărești pe rețelele de socializare pentru că îi admiri, pentru că îți place ceea ce fac ei și pentru că ți-ar plăcea și ție să faci ceea ce fac ei. În astfel de condiții este normal să-ți dorești să colaborezi cu acești oameni. Dar cum faci asta? Am câteva idei pentru tine. În primul rând, vreau să știi că este super greu să colaborezi cu oamenii care sunt super cunoscuți din simplu motiv pentru că sunt super ocupați. Oamenii ăștia nu au un singur proiect în desfășurare. Au mai multe proiecte la care lucrează simultan și sunt bombardați pur și simplu cu cereri noi de colaborare. Pentru ei este o muncă în sine doar să sorteze cererile care ajung la ei. Un alt motiv pentru care este destul de dificil să ajungi să colaborezi cu acești oameni este că sigur au deja pe cineva care să-i ajute cu ceea ce faci tu, iar șansele ca tu să-i poți înlocui sunt foarte mici. Un alt mare dezavantaj pe care l-ai atunci când vrei să colaborezi cu cineva este că acel cineva nu te cunoaște și nu ai primit niciun fel de recomandare pentru ceea ce faci tu, pentru calitatea muncii pe care o ai, pentru cât ești tu de serios, pentru felul în care poți aduce tu valoare în proiectele acestui om cu care vrei să colaborezi. Fără recomandări este greu să ajungi să câștigi încrederea cuiva. De obicei, când avem nevoie de ajutor, căutăm printre prieteni. Alo, te salut, maestre! Auzi, știi tu pe cineva care mă poate ajuta cu ceva să rezolv altceva? Acum, haide să ne întoarcem la subiectul acestui vlog. Cum am ajuns să colaborez cu Andy Popescu? Undeva prin a doua parte a lunii decembrie, când îmi luasem pauză de la activitatea de antreprenor, deschid o paranteză, îmi place foarte mult eticheta asta de antreprenor și simt că trebuie să-i acordăm cât mai multe valențe pentru ca oamenii să înțeleagă pe deplin ce înseamnă să fii antreprenor. Închid paranteza. Stăteam în pat relaxat și, pe de o parte, eram recunoscător pentru anul ce urma să se încheie, iar pe de altă parte, îmi făceam deja planuri pentru anul viitor. Una dintre schimbările pe care mi le propusesem să le fac pentru anul următor era să-mi fac prieteni noi. Se spune că ești media oamenilor cu care te vezi cel mai des. Mi-am propus în acest fel să-mi schimb anturajul într-o direcție în care vreau să merg, pentru a reuși să schimb această medie. Pe principiul, dacă faci același lucru, nu ai cum să vezi schimbări, mi-am propus să renunț la jumătate din timpul petrecut cu prietenii vechi și să-mi fac prieteni noi. M-am orientat către oameni cu pasiuni comune. Mai mult decât atât, m-am orientat către acei oameni care fac deja ceea ce mi-ar plăcea și mie să fac pentru a avea de la cine învăța. Andy și-a câștigat respectul meu prin conținutul de calitate pe care îl postează pentru comunitatea lui solidă din online. Este un om extraordinar de optimist, de perseverent, de muncitor. Se joacă cu sute de cai putere în provocări pline de adrenalină, cu multă responsabilitate și discernământ. Deci, încă o dată, frână accelerație, că nu vreau să strig. Da. O să ții acolo o secundă, să știi. Vreau să spun, să nu încercați chestia asta acasă. Într-o zi i-am scris următorul mesaj. Te salut, Andy. În primul rând vreau să știi că munca ta din YouTube este super inspirațională, motivațională pentru mine. Apreciez foarte mult ceea ce faci și mă bucur că există oameni ca tine în România. În al doilea rând, vreau să pun în practică recomandările făcute de sora mea, care mi-a zis: ești înconjurat doar de oameni pe care îi ajuți. Cred că ți-ar prinde bine să ai în jur și oameni de la care să înveți la rândul tău. Mi-ar plăcea să te ajut în proiectele tale. Sunt convins că pot face asta. Sunt un bun filmmaker și înțeleg foarte bine cum funcționează marketingul online, pentru că din asta trăiesc. Știu că muncind în preajma ta voi avea de câștigat, așa că sunt pregătit să te ajut cu ceea ce ai nevoie ca tu să faci mai mult și mai bine. Ce zici? Te-am convins să dau o probă practică? Au urmat câteva zile de așteptări. Fii atent cu așteptările. Nu te uita din 5 în 5 minute să vezi dacă ți-a citit mesajul, dacă ți-a dat cu sin, dacă ți-a răspuns. Sunt o grămadă de motive pentru care mesajul tău să nu fi fost nici măcar văzut. Sau, dacă a fost văzut, să nu fi avut timp să-ți răspundă în acel moment și apoi să uite de mesajul tău. Nu dispera. Ai răbdare. Așteaptă un răspuns. Dacă după câteva zile vezi că nu ai primit un răspuns, poți să revii cu un mesaj și să întrebi dacă a primit mesajul tău, dacă l-a văzut, dacă a avut timp să se gândească la propunerea ta. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Am așteptat aproximativ 9 zile. I-am scris mesajul pe 18 decembrie,
și pe 27 decembrie i-am scris din nou. Dacă nu mi-ai răspuns până acum, e clar că a citit altcineva mesajul în locul tău. Am presupus din start că dacă ar fi fost el cel care a citit mesajul, cu siguranță mi-ar fi răspuns pozitiv. Da? Astea erau așteptările mele. Băi, dacă îmi citește Andy mesajul ăsta pe care l-am scris, cu siguranță va vrea să îmi răspundă mesajului. Faptul că nu mi-a răspuns, eu am presupus deja că a văzut altcineva mesajul. După mesajul ăsta a venit și răspunsul lui. Salut, avem echipă de producție, când se va schimba ceva am să te am în vedere. Mulțumesc. Practic, acesta a fost un prim refuz, să zicem că nu un refuz total, ci o amânare. Băi, așteaptă că acum suntem deja ok, nu prea ai cu ce să ne ajuți. Exact ce spuneam mai devreme, cu siguranță oamenii au deja pe cineva cu care să lucreze și este mai greu să îți faci loc în astfel de condiții. Dacă ai primit un refuz, nu dispera. Bă, eu zic să nu-i mai scrii. Un rost nu are. Bă, eu zic să-i scrii. Și așa n-ai nimic de pierdut. Scrie-i, frate. Un prim refuz nu înseamnă că acesta este și răspunsul final. Caută să înțelegi de ce ai fost refuzat. Poate că nu ai fost înțeles corect. Caută să ceri sau să oferi lămuriri suplimentare. Nu uita că ești într-o poziție de negociere inferioară. Tu te-ai dus către acea persoană, nu ea a venit către tine, da? Deci se presupune din start că tu ai avea mai mare nevoie de acea colaborare decât ar avea acea persoană de la tine. Dacă ar fi fost invers, atunci tu ai fi fost pe o poziție superioară de negociere. Caută să-l faci să înțeleagă ce are de câștigat din colaborarea cu tine. Chiar dacă este evident că tu ai mai multă nevoie de acea colaborare în acel moment, de vreme ce te-ai dus să propui să colaborați. Așa am făcut și eu. Am simțit nevoia să fiu mai specific atunci când solicit această colaborare, da? Și am trimis următorul mesaj. Fii atent, nu am fost foarte specific în mesajul anterior. Eu nu vreau să iau locul colegilor tăi, nici să fiu peștatul tău de plată. Vreau doar ocazia să ajut prin ceea ce fac eu, filmat și editat. Nu cer nimic în schimb. E suficient să fiu în preajmă când filmez. Mai gândește-te un pic. Nu pierzi nimic, practic. Cu tot respectul pentru colegii tăi, am încrederea că voi reuși să livrez mai aproape de ceea ce-ți dorești. Plus că eu voi fi disponibil doar pentru anumite proiecte, unde simt că pot face o diferență. Mai devreme sau mai târziu, vei avea nevoie de asta. Îți vei aminti de mine. Am primit primul ok. Ai să filmezi și să și editezi. Uite ce aparat am eu. Ai un aparat cu care să filmăm ceva, scriem pe WhatsApp. În momentul în care am primit o întrebare de la Andy, știam că urmează să colaborăm, pentru că în momentul în care reușești să îl faci pe celălalt să te întrebe ceva despre munca ta, înseamnă că i-ai trezit interesul, da? Și vrea să vadă dacă ești o persoană potrivită cu care urmează să colaboreze, dacă ești persoana potrivită care să-i consume din timp, da? Oamenii ăștia se gândesc la timp ca investiție și atunci merită să investesc timp în comunicarea cu Claudiu, merită să îi ofer din atenția mea și atunci întreba ceea ce îl interesa în mod specific, iar eu, în funcție de ceea ce răspundeam, câștigam în continuare sau nu dreptul de a comunica, dreptul de a colabora, dreptul de a avansa acest proiect pe care îl inițiasem. Până să ajung să colaborez cu Andy Popescu, am mai făcut propuneri de colaborare oamenilor mai cunoscuți, să spunem. I-am scris lui Bendeac, i-am scris lui Andy Moisescu, i-am scris lui Smiley, cu care m-am și întâlnit. De exemplu, Bendeac și Andy Moisescu nici măcar nu mi-au văzut mesajul. N-am mai insistat acolo pentru că m-am luat și eu cu altele. Cu Smiley am reușit să mă întâlnesc, dar n-am reușit să concretizăm ceva în acel moment. La fel s-a întâmplat și cu Macanache, cu care sper să filmez în curând un clip. Răspunsul lui a fost pozitiv, însă l-am prins într-o perioadă în care era super aglomerat. Înainte de încheierea acestui vlog, vreau să facem o scurtă recapitulare. Uite care sunt cei 3 pași pe care trebuie să-i faci pentru a obține o nouă colaborare. Pasul numărul 1. Scrie direct acelei persoane, trimite un mesaj pe Instagram sau pe Facebook sau trimite un mail. Dacă înainte să avem parte de toate conexiunile astea oferite de rețelele de socializare, aveam nevoie de o persoană de legătură, de cineva care știa pe cineva, care cunoștea la rândul ei pe altcineva, care ne putea pune în legătură cu o anumită persoană, acum omul tău de legătură este internetul. Așa că folosește cu încredere mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către rețelele de socializare și nu numai. Pasul numărul 2. În acel mesaj pe care îl trimiți persoanei, ai grijă să
pui în evidență beneficiile pe care le va avea în urma colaborării cu tine. Este mult mai important pentru acea persoană să știe ce beneficii va avea în urma colaborării decât să știe motivele pentru care tu ai ales să îi scrii sau tu îți dorești acea colaborare. Nu spun că motivele pentru care tu îți dorești acea colaborare nu contează, dar nu contează la fel de mult pe cum contează pentru acea persoană beneficiile pe care le vei aduce. Așa că ai grijă să începi cu beneficiile și să acorzi o importanță acestor beneficii, pentru că într-un final ele sunt mai convingătoare decât motivele personale pentru care ai ales să scrii acelei persoane. Nu le scrii ca să le ceri mila sau ca să le ceri un anume favor. Le scrii pentru a le propune o colaborare din care ei au de câștigat. Așa că vreau să subliniez aceste beneficii pe care le vor obține în urma colaborării cu tine. Nu-ți fie frică să-ți oferi serviciile gratis. E mai ușor să convingi pe cineva să încerce un produs, mai ales dacă nu pui presiunea unei plăți. Și atunci nu-ți fie teamă să oferi serviciile gratuit, pentru că dacă îți faci treaba bine, cu siguranță nu vei rămâne neplătit, nerecompensat. Chiar dacă nu primești bani pentru acel prim job, cu siguranță vor veni altele care îți vor aduce câștiguri financiare. Deci, e o sugestie, nu spun că este musai să faci asta, dar e o variantă care îți asigură o colaborare mai rapid dacă nu ceri bani, da? Eu de-a lungul timpului am reușit să fac destul de multe colaborări doar pentru că mi-am oferit serviciile gratuit pentru a face un test, da? Un sampling. Ați văzut că mergeți la magazin și vi se oferă să gustați puțină brânză, puțin salam, nu știu, un pic de prăjitură, să gusti, să vezi cum e și dacă ești încântat să cumperi. Oamenii fac asta pentru că au încredere în produsele lor. Dacă și tu ai încredere în serviciile pe care le oferi, nu-ți fie frică să le oferi gratis, ca un teaser, da? Ca un test, și apoi vei avea șansa să taxezi dacă serviciile tale se vor ridica la nivelul așteptărilor celui care urmează să le cumpere. Pasul numărul 3. În pasul numărul 3 se presupune că deja ai obținut colaborarea, ești gata de acțiune, este momentul tău de glorie. Dă tot ce ai tu mai bun. Dă 200%, 300%, 1000% din ceea ce poți pentru a demonstra acelui om că nu a greșit atunci când a ales să colaboreze cu tine. Rezultatul obținut din această colaborare este cartea ta de vizită. În primul rând pentru acea persoană care i-ai propus colaborarea, dar și pentru altfel de persoană. Da? Lucrarea asta va face parte din portofoliul tău, așa că este în interesul tău, în primul rând, să fii cea mai bună versiune a ta atunci când prestezi aceste servicii. Asta s-a întâmplat și în colaborarea mea cu Andy Popescu. Mi-a oferit șansa să demonstrez ceea ce pot, așa că am filmat împreună cel mai rapid Porsche din România, un vlog care s-a bucurat de un real succes și asta o susțin numerele înregistrate pe canalul lui Andy. Clipul are în momentul de față peste 400.000 de vizualizări, nenumărate comentarii, foarte multe fac trimitere directe la felul în care a fost filmat și editat acest vlog și evident că mi-asum meritele pentru bucata asta de care m-am ocupat. Andy a fost și el super încântat de munca pe care am prestat-o, motiv pentru care mi-a făcut o nouă propunere și anume m-a întrebat dacă sunt de acord să filmez primul lui clip muzical. Evident că am fost super încântat de propunerea asta și că am și acceptat-o. Ne-am distrat super tare la realizarea clipului Vempaka, motiv pentru care spun eu că am reușit să obținem un super clip care a fost super apreciat de comunitatea lui Andy. În momentul ăsta are peste 500.000 de vizualizări. Vă mulțumesc tuturor celor care iarăși ați apreciat în mod direct felul în care a fost filmat și felul în care a fost editat acest clip. Știam de dinainte să încep să colaborez cu Andy că îl pot ajuta să facă multe vizualizări. Nu doar pentru că eu știu să editez și să filmez foarte bine, ci pentru că el oferă conținut de calitate și are o comunitate activă care să-l susțină. În opinia mea, acestea sunt ingredientele perfecte care să facă un clip să ajungă viral. Să ai conținut de calitate, filmarea și editul să pună în valoare acest conținut și să ai o comunitate activă care să aprecieze și să distribuie acest conținut. Sper ca ideile din acest vlog să te ajute să obții mai ușor colaborările pe care ți le dorești. Dacă ți-a plăcut acest vlog, apasă un like sau lasă un comentariu. Abonează-te la canalul meu de YouTube pentru că obișnuiesc să postez conținut educațional și motivațional care să te ajute să începi și să promovezi afaceri care fac bani în mediul online. Până data viitoare, îți urez să ai spor la content și cât mai multe colaborări. Ciao!